Datele centralizate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție arată că la jumătatea acestui an 61.374 de, de familii din România cu 81.581 de, de copii aveau cel puțin unul dintre părinți plecat la muncă în străinătate. Dintre acestea, în 15.675 de familii, ambii părinți sunt plecați din țară, iar numărul total de copii rămași acasă care provin din aceste familii a depășit 20. 21 Dintre aceștia, 20.166 sunt rămași acasă în îngrijirea rudelor până la gradul 4, fără măsură de protecție, iar 1.064 sunt într-o formă de protecție specială, 163 la asistent maternal, 255 în centre de plasament, 554 la rude de până la gradul 4, 92 la alte familii sau persoane și 89 la vecini sau alte familii fără măsură de protecție. În 37.465 de familii cu peste 50.000 de copii, un părinte este plecat la muncă în străinătate. Dintre cei peste 50.000 de copii, 1.699 se află în sistemul de protecție specială, 232 la asistent maternal, 398 în centre de plasament, 962 la rude de până la gradul 4, 107 la alte familii sau persoane, iar peste 860 în alte situații fără măsură de protecție specială. În evidențele Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului mai figurează 8.234 de familii cu părinte unic susținător plecat la muncă în străinătate, cu un total de 10.242 de copii afectați. Dintre aceștia, 8.915 sunt în îngrijirea rudelor până în gradul 4, fără măsură de protecție, iar 1.250 sunt în sistemul de protecție specială. În total, peste 4.000 dintre copiii afectați de migrația părinților părinților se află în sistemul de protecție specială, peste jumătate dintre ei, 2115 fiind în grija rudelor de până la gradul 4, 940 în centre de plasament, 671 la asistent maternal și 287 la alte familii sau persoane.